Timp de trei zile, festivalul medieval al castelului Honiade i-a purtat pe cetățeni într-o aventură magică, revigorând epoca domnițelor, a cavalerilor și a meșteșugarilor iscusiți. În data de 19 iulie, vineri, porțile au fost deschise către Evul Mediu cu o paradă impresionantă a cavalerilor și a nobililor. Sâmbătă, 20 iulie, festivalul a fost centrul întrecerilor și a serbărilor medievale. De la dueluri spectaculoase și concursuri de ținute medievale, la marele banchet al comitetului și balul mascat. În cea de-a treia zi, 21 iulie, cetățenii s-au întors în timp pentru a asista la bătălii istorice și demonstrații militare din Evul Mediu. De la luptele cruciaților la raidurile otomane, festivalul s-a încheiat cu o bătălie impresionantă și un salut al tuturor grupurilor participante. Fiecare zi a fost o experiență de neuitat pentru cei prezenți, o îmbinare perfectă între tradiții, muzică, dans și gastronomie.